Specialiștii recunosc că evoluția accelerată a societății contemporane ne duce la constatarea unei realități pe care suntem nevoiți să o recunoaștem. Școala astăzi este și trebuie să fie altceva decât în urmă cu 25-30 de ani, din cauza bagajului enorm de informații pe care oamenii îl primesc prin intermediul internetului. Adesea, adulții sunt depășiți de cei tineri care se descurcă mai bine în fața calculatoarelor. Dacă în urmă cu 40 de ani să revenim la șasea porungă, nu se discuta absolut nimic de sexualitate și profesorii erau deranjați de cu totul și cu totul atitudini, cum ar fi nici măcar mestecatul gumei, ce a aruncat unei hârtii pe un coridor. Acum școala este cu totul și cu totul altceva. S-au întâmplat și lucruri bune, s-au întâmplat și lucruri mai puțin bune, cunoștințele au avansat foarte mult. Posibilitățile copiilor noștri de a se informa sunt deosebite și cred că, cu sinceritate vă spun, că copiii noștri ne întrec în ceea ce privește bagajul de cunoștințe pe care le au și trebuie permanent să fim updatați, ceea ce nu este foarte ușor. Eu nu sunt fan al calculatorului, nici al internetului și să știți că mă simt câteodată prost față de copil pentru că trebuie să apelez mai tot timpul, ajută-mă la asta, ajută-mă la cealaltă. Și, într-adevăr, este o cinste pentru ei, dar poate mai puțin pentru noi. Schimbări majore în viața contemporană se petrec și în domeniul rolului pe care îl joacă presa, scrisă, dar mai ales audiovizuală, în viața noastră, care nu întotdeauna este benefică, mai ales în ceea ce îi privește pe tineri. S-a schimbat ceva în mass media, enorm. Și dacă astăzi trăim vremurile pe care le trăim, inclusiv legate de această șasea poruncă de sexualitate, de sex, de viața noastră intimă, cred că mass media nu întotdeauna a făcut ceea ce trebuie. Gândiți-vă ce văd copiii noștri, ce ascultă copiii noștri, oare înțelege un tânăr de 15, 16, 17 ani, ceea ce trebuie să înțeleagă dintr-un mesaj, oare toate trebuie să ajungă la el, sunt corect permise, da sau nu, muzica. Am pus acest lucru pentru că este un subiect drag mie. Și am avut o discuție inclusiv cu băiatul referitor la muzică, am citit aceste lucruri, inclusiv la muzica care ne ajută să învățăm mai bine. Copiii noștri nu știu aceste lucruri, au o muzică, aceea care ni se oferă prin intermediul internetului, noi poate am crescut cu altă muzică, poate suntem demodați în anumite privințe, dar și astăzi putem găsi și pentru ei o muzică plăcută, o muzică liniștitoare, o muzică care în background sau în partea subconștientă a noastră să ne ajute să ne dezvoltăm altfel, să ne calmeze, să ne facă să ne iubim, nici de cum să ne îndemne la violență. Din cauza goanei zilnice după cele necesare traiului, părinții nu au vreme să-și supravegheze copiii pentru a vedea ce filme vizionează la televizor sau pe internet sau ce muzică ascultă. Se pare că din ce în ce mai mult educația copiilor noștri este făcută de internet și de calculator și mai puțin de către părinți, care adesea scapă lucrurile de sub control.